Că lumea nebunit, și asta nu e că 1-2. Voi vedeți că fac paradă prin Ucraina, prin România, toate țările, să strâng măr cu mii, zeci de mii, frate, să arată, uitați-vă, că se strânge la ziua Ortodoxiei, la Kiev, se strâng sute de mii, 30 de mii, 10 mii au fost, 15 mii au fost, ca să nu arate puterea lui Dumnezeu. Cu asta, au făcut lege în țară, în Parlamentul țării. De asta a venit virusul. Spuneți aceia ca să vaccineze creierii, ca poate avea mai multe minte în cap. Știți? Că acolo au făcut legile care să dea voie la orice păcat. Legi împotriva lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu-i credință. Nu-i frică de Dumnezeu. Lumea a pierdut frica de Dumnezeu. Eu m-am trezit în satul acesta. Și eu mă bucur. Era omenirea. Totdeauna a fost și rău și bine. Însă toată lumea credea în Dumnezeu. Era o frică de Dumnezeu. Erau directori, învățători până la școli. Și ce vă gândiți? Că trăiau necununați? Toți se cununau. Toți copiii se botezau. În ascuns. Mergeau sate sau orașe. Când îi puteau, făceau. Pentru că era frica de Dumnezeu și bunul simț. Acum s-a pierdut totul. A mai rămas doar eu, cu egoismul meu, cu răutatea mea din mine și apoi mai mă numesc că sunt credincios. Să știți, fraților, cu asta vom pierde mult. Că să vă face aceste lucruri care le urmărește Satana și pe care ni le pune și nouă la îndemână, să știți. Ei vreau ca să unească tot într-una. Pentru că așa va putea conduce lumea. Eu m-am mirat de frica asta, ea. Unde l-ai merge, e groaznic, ce frică are lumea. Dar dacă ar fi așa cum vorbește pe televizoare, ar arăta așa cum acum numai de obiectiv să se pe groapele, ca să îngroape morții. Ar trebui ca să vezi oamenii morți pe drumuri, pe sub gardă. Voi nu vedeți cum ne nebunește de cap aceștia? Tot întreb preoți, băi oameni buni, spuneți-mi, cât ați îngropat 5 ani în urmă, 3 ani, anul trecut, anul ăsta, câți au murit? Lăsați-ne liniștiți, nu mai tulburați nimeni. Eu sunt cu Dumnezeu. Oamenii cu Dumnezeu au trecut și prin închisoare, prin suferință, prin chinuri, dar n-au trădat, n-au schimbat, așa și voi să rămâneți tari și să nu vă pară rău pe urmă, că ați făcut un pas greșit. Dar cei care sunt bătrâni, deloc nu vă tulburați. Pentru că soția ta de ora ceva încălzi, vei găsi ceva să pui pe masă, numai durerea care nu ți-o pot alina eu, s-o aline Dumnezeu, cu mila Lui, și să vă trimită pace, liniște, binecuvântare și să știți, să mulțumiți Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat și ne-a lăsat. Rămânem acestea cuvinte, iubiți credincioși, e seara, e prea târziu, de acum trebuie să vă dăm drumul să mergeți la căsuțele voastre. Vrem să mergeți plin de pace. Să nu vă tulbure nimic. Nici de ceea ce am spus eu. Și să vă pregătiți de marea sărbătoare. De marea sărbătoare, fratelor, a împărăției lui Dumnezeu. E marea sărbătoare a întâlnirii cu Dumnezeu, cu veșnicia. Și spune Dumnezeu că toți vor veni la judecată. Și toți vor lua răsplata. Doamne, ajută-ne pe toți păcătoșii de pe pământ să putem înnoi această haină sufletească și să ne schimbăm starea noastră năuntrică, sufletească, sufletul să se schimbe în noi și să-i dăm loc bunătății și dragostei divine a lui Dumnezeu și să ne întrebăm cum să fac, Doamne, ca să-ți fiu mai plăcuție. Nu oamenilor, ci lui Dumnezeu să fim cât mai plăcuți. Dar cei care puteți citi, luați acestea cărți, care în 2007, 2008, 2002, toate cărțile care le-au dat atunci părinții, luați-le și citiți-le. Le-am pregătit ca să vă le arăt, dar nu le-am luat cu mine. Și veți vedea tot ce au spus anii aceia, noi astăzi trăim. Și nu uitați că au spus destul de clar lucrurile pe față,
vremurile în care ne aflăm, ce ne așteaptă. De aceea nu vorbim ca niște proroci sau ceva de la noi. Vorbim ce a spus Sfinții Părinți. Nu știm vremuri, nu știm ani, nu știm nimic. Dumnezeu le știe toate. Mie îmi trebuie un singur lucru. Să-L mă rog la Dumnezeu, să-L slujesc pe Dumnezeu, să rămân fericit până în ziua când mă va chema acasă. Și pe voi, și pe mine. Toți suntem oaspeți aici. V-ați legat prea tare de acest pământ. Ne-am legat de cele trecătoare. Omule, de multe ori voi de ce a trebuit când văd că toate rămân și trebuie să pleci. De aceea Dumnezeu înaintea morții o să vă dea așa o putere și tot ce este va fi străin, ce e în jur, și pământul, și casa, și atunci te va lega de cer tare, tare. Și nu te teme. Și atunci El te va alina. Că spun oamenii, de multe ori, cum, în ce chinuri au murit Sfinții Martiri. Eu n-aș putea așa ceva. Nici eu. De aceea, totdeauna mă rog, Doamne, Tu știi ce va fi cu mine și pe urmă. Dacă vezi, mai grabă să ne ia Dumnezeu la timp decât să pierdem mântuirea, să-L trădăm pe Dumnezeu. Dar oamenii care au ajuns martiri, pe dânși Dumnezeu atunci i-a îmbrăcat în haina martirică. Și să știți cum spunea fratele Traian Dors. Băteau unul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, obosea cealul acelalalt și băteau. Și de la un timp nu mai știam nimic, nu mai simțeam nimic. Doar numai un foc care ieșea din trup. Noi avem 33 de ani, din 88, fraților, de când a venit această bucurie a libertății, când s-au deschis bisericile, când toată lumea alerga spre Dumnezeu. Și iată cât de repede au trecut anii. Au trecut anii atât de repede. Și nu am crescut cu nimic, chiar dacă bisericile sunt pline cu oameni, încă nu sunt oameni născuți din nou, din Duhul Sfânt. Trebuie să fim născuți din cer, din Dumnezeu. Atunci, cu adevărat, atunci nu mai iubești păcatul, nu mai cați ceea ce este rău, ci cauți întru toate să-L mulțumești pe Domnul, să-L urmezi și să te rogi. Domnul să vă ajute la toți. Mulțumim că v-ați adunat și ați venit. V-aș fi așteptat mai mulți ca să veniți, dar cred că este hramul, mai vă întâlniți rudele, prietenii, dar nu uitați că ei toți se duc și tu tot rămâi cu Dumnezeu, față în față. Eu de multe ori mă gândesc așa, când ne adunăm, unul vorbește, unul spune și deodată mă chinuie un gând. Uite, îndată toți se duc și eu iar rămân singur. Adică singur cu Dumnezeu. Și după ce vorbești mult și vorbă de șoartă, rămâi atât de gol înăuntru, dar când vorbești cu Dumnezeu, atunci atât de ușor. Domnul să vă ajute la orice suflet care sunteți aici, pe cei care ați lăsat acasă, să se mântuiască. Domnul are pentru toți lor, iertare pentru toți. Și dragostea Lui, iată omenirea întreagă. Să ne rugăm Domnului, Maicii Sfinte, cerul întreg, să milostivească de noi în acestea vremuri pe care le trăim astăzi. Sunt mai periculoase vremurile ca acelea care au fost cândva. Sunt mai înșelătoare. Pentru că te uiți, plânge copilul 8-9 luni, avea numai mult. I-a dat telefonul în mână, gata, i-a luat toată durerea. Lasă-l toată ziua, nu mai trebuie nici neani când cas, nici nimic. Pentru că i-a luat toată durerea. Ce au, ce putere au, măi, fraților? Eu cât îl gogolesc, cât îi spun și cât îi șoptesc, mă înstrâng, fac tăi lucruri, mă asnuclând, nu se oprește. Cum i-a dat telefonul, i-a luat tăti chidurile. Măi, ce putere mare are. Mare putere, măi, fraților. Așa îi nebunești de cap, că îi pare rău, știți? Până într-o zi vă fi toate acestea. Învățați-i să tai un braț de lemne. Învățați-i să schimbi lemnul, cum spune vedea, că ai cel dat de treabă, spune-ți așează lemnele acolo și atunci să-i aducă înapoi aici de voie. Și așa, dați-i de treabă la copii, dacă nu dați de treabă, îi stricați cu totul. Ei, acum cred că nici nu avem dat de treabă tare, și acum nu prea este treabă, dar tare frumos era cândva. Toată lumea la muncă, toată lumea merge frumos. Erau împreună. Acum tinerii s-au dus, bătrânii nu mai pot și am rămas.
cam pe aici ne suntem noi. Acum, Dumnezeule, fiți milă de poporul tău, de satul nostru și de toată omenirea de pe întreg pământul și nu ne lăsa, Doamne. Vrem noi ori nu vrem, mântuiește-ne cum vrei tu, Hristoase, cum este voia ta de sus. Amin.